mulțumim tuturora care v-ați alăturat nouă în această seară minunată. Astăzi avem un subiect foarte fain și drag foarte mie. Rețete și Ramonei, sunt convinsă, da. Rețete și tehnici pentru un copil sănătos, care susțin corpul pentru a se vindeca fără efecte secundare. Numai puțin. Așa. Ramona? Deci, astăzi, în această seară, nu dorim să vă facem să vă irosim timpul. Încercăm să stăm 60-70 de minute și încercăm să le facem să merite pentru fiecare. Exact. Să învățăm și să fim... Să fim împreună și... Ramona, tu mă vezi pe mine mare acum? Da, da, okay. Da. Bine, ok. Acum vreau să ne prezentăm. Așa este frumos când se face un Zoom. Bună seara, mă numesc Gubaș Diana, sunt mamă în primul rând și soție și asta înseamnă deja un full job. Am terminat Academia de Sport la București și m-am specializat în kinetoterapie. Am jucat foarte mult volei timp de 12 ani. Și când am terminat Academia de Sport, am decis să plec în Statele Unite ale Americii pe vapoare de groazieră. Acolo am lucrat la centru spa, a fost fascinant de câte traininguri și specializări am avut parte pe sănătate. Și acolo am început să lucrez și cu aromaterapia, deci cam de 20 de ani pot să zic că mă joc cu ea. În prezent, datorită pasiunii mele pentru aromaterapie terapeutică, pentru că una este aromaterapia și una este când folosim uleiurile esențiale terapeutice, mi-am continuat studiile, astfel încât pot să-mi adaug acum în palmares ca și profesie și aromaterapie, ca și aromaterapeut. Sunt foarte, foarte mândră că sunt și fondator al școlii Waldorf, pedagogia Waldorf în Brașov. Avem peste 200 de copii acolo, împreună cu încă două minunate familii. Și ne dedicăm educației și stării de bine a copiilor noștri. Pedagogia Waldorf crede în balansul emoțional și de aceea noi și folosim uleiurile esențiale la școală. Deci pot să spun că focusul meu este pentru sănătate și educație. Acum o rog să faceți cunoștință cu Ramona. Ramona, dacă vrei să te prezinți și tu, este un om, dar înainte de toate vreau să spun eu două vorbe despre ea. Este o doamnă care este un om foarte special pentru mine, pe lângă faptul că este cumnata mea, este și prietena mea. Avem în comun această pasiune a aromaterapiei și a uleiurilor esențiale și amândouă avem experiență foarte, foarte mare și fantastice cu ele. De aceea am invitat-o să-mi fie alături în seara asta, să vă împărtășim din cunoștințele noastre. Te rog, Ramona! Mulțumesc, Diana, de prezentare! Mă bucur din suflet să fiu alături de tine, să fim împreună. Deci, numele meu este Ramona Mureșan și eu sunt mama unei fete de 19 ani. În același timp, soție fericită a unui soț care practic îmi permite să-mi urmez toate pasiunile, printre care am fost mereu atrasă de medicina alternativă, de spiritualitate, de tot ce ține domeniul de dezvoltare personală și practic drumurile m-au dus, în căutările mele am ajuns și la aromaterapie, dar bineînțeles și cu ajutorul Dianei, care practic în 2017 mi-a deschis această cale și sunt fericită și sunt recunoscătoare și mă bucur că am intrat în acest univers practic minunat. Și da, cum spuneam, sunt recunoscătoare pentru tot ce viața practic mi-a adus și mă simt norocoasă și acum mă simt efectiv
nu speciale, dar să zicem norocoasă că pot să fiu alături de voi, că pot să susțin atâtea persoane și să le ajut și pe să-i ajut să intre în acest univers al aromaterapiei, care practic este vast, dar ceea ce este important să le descoperim, cum spune ea, de grad terapeutică, practic noi ca mămici acest lucru avem nevoie, să știm că pe ce să punem mâna seara la 12, când nu avem unde să fugim cu copilașul, să stăm liniștiți și să nu intrăm în panică. Deci, îmi aduc minte cu seara la 12, când o să vorbesc de febră, să împărtășesc cu experiența ta mea. Păi da, cred că toată lumea are, că pot să vă spun, cum zic, eu urmez foarte multe persoane și de obicei le zic că până la 10, liniștită, pot să-mi scrii sau pot să apelez, e vorba de copii, este normal, dar de obicei sunt ca zice, mă răscriu dimineața și zic, de ce nu mi-ai scris pe era 12? Zic, ok, măcar încerc, dacă că eram trează, îți spuneam. Deci, vezi, de obicei seara la 12 se întâmplă toate. Deci, Diana, dacă vrei să deschizi tema în această seară, putem începe share screen-ul și vorbim despre tema. Imediat, deocamdată vreau să fac așa o introducere, înainte să pun niște slide-uri pe care le-am pregătit pentru voi și pe care le puteți poza dacă doriți, o să fie și cu rețete și foarte interesant. Să ne întoarcem la tema serii înapoi, rețete și tehnici pentru un copil sănătos care susțin corpul pentru a se vindeca fără efecte secundare. Pentru asta eu am folosit și folosesc încă de la 21 de ani și foarte, foarte intensiv și selectiv tot ce este mai natural posibil în viața mea, inclusiv ce mă alimentez, cu ce ne spălăm, cu ce îmi curăț casa, dar astea sunt alte subiecte pentru alte webinarii. Astfel am ales un traseu prin care să pun în primul plan tot ce este natural. De la rețetele băbești, homeopatie, cu fetița m-a lăptat până la 3 ani și jumătate și acum cu preponderență folosim 95% doar uleiurile esențiale doTERRA, uleiuri terapeutice. De aceea astăzi o să vă invit să vă învățăm cum să le putem folosi eficient și fără să ne dea efecte adverse. Repet, tot ce o să vă spunem noi astăzi și este foarte important să știți, este doar pe baza uleiurilor esențiale pure terapeutice doTERRA, care susțin substanțe active pure și potente, astfel încât corpul să poată aibă un răspuns. Ce au în comun toate mamele acum? Normal, avem toate mamele în comun dorința de a oferi cei mai bun și cei mai minunat copilului nostru. Asta a fost și este și prința mea acum, iar când am găsit o formulă care funcționează, am decis să încep să o împărtășesc, să o dau mai departe și cumva așa s-a născut și ideea acestui webinar. De aceea eu și Ramona suntem astăzi cu voi pentru a împărtăși din experiența noastră. După ce am născut, m-au cuprins, Doamne, frici, temeri, anxietăți pe care eu niciodată nu le-am avut. Să vă imaginați că eu sunt o persoană de genul, mi-am trăit viața, sau mă rog, după 21 de ani, 10 ani în America, salturi cu parașuta, bungee jumping, baie în lacul format pe ghețar, caiac, hiking, elicoptere, crevase, balene. Deci nu vreți să știți. Dar ce vezi? Când a venit fetița, frici, temeri, au început să mă cuprindă. Și cred că toți sunteți aici și vă puteți recunoaște. Să știți că doar cunoașterea și studiul individual, dezvoltarea mea personală m-au făcut să le pot gestiona prin faptul că viața mi-a scos în cale cam tot ce am avut nevoie ca și unelte, ca să pot să le folosesc asumat și cu responsabilitate. Poate că astăzi o să auzi exact informația de care tu ai nevoie și eu mi-aș fi dorit să aud când Mara, fetița mea, care acum are 9 ani jumate, era doar un bebe. Și astfel evitam o serie de spaime legate de febră, de răcel, exact despre ce o să vorbim astăzi și, de fapt, ceea ce v-am spus că o să discutăm.
E bine să fim deschiși la informație, însă tu vei fi cea care, noi o să plantăm, o să vă punem niște semințe, dar tu vei fi cea care vei da aceste semințe și poți să-ți iei sănătatea și stilul de viață în mâinile tale și poți decide în momente de criză ce e mai bine de făcut. Atunci, bineînțeles, când ai unele și deja știi. Sănătatea copiilor și a adulților implică, dragii mei, o stare de bine atât fizică cât și emoțională. Atunci când trăim o emoție, noi avem o energie. O energie măsurabilă în herți, o mai putem numi, să spunem, și frecvență de vibrație. Un corp sănătos are o frecvență de vibrație cam 60-70 de herți. Atunci când emoțiile sunt pozitive, totul merge bine și în fizic. Dar când avem emoții negative, nu știu dacă ați observat, parcă toate încep să meargă în cascadă, poate nu așa cum ar trebui. Și emoțiile care sunt negative pot influența corpul fizic până la simptome de boală. Când tratamentele se duc doar în corpul fizic sau doar tratăm simptome, atunci noi ce facem? Noi acoperim cauza. Și putem spune că folosim un combustibil de scurtă durată pentru corp. Acest combustibil se va găta și problema va reapărea. Însă când noi ne tratăm, având în vedere că omul este un întreg, cu fizic, cu minte, cu suflet, atunci vindecarea este completă. Și când folosim uleiurile esențiale doTERRA, ele sunt pure. Ele au în compoziție substanțe active cu proprietăți chimice care reacționează cu receptorii celulelor și redau celulelor puterea și vibrația, astfel încât ele să ajungă să facă ceea ce au fost programate să facă. Gândiți-vă, dragile mele, cât de inteligent este corpul nostru. Voi, femeile care ați născut, puteți să realizați acum, cred că asta, mai mult ca niciodată. În pântec s-a născut și a crescut un copilaș și noi nici măcar n-a trebuit să ne gândim câtă inteligență are corpul nostru. Este extraordinar. Iar prin aromaterapie, avantajul este că noi putem atinge toate laturile de tratament posibile pe toate sistemele corpului și în mod holistic, adică trup, minte și suflet. Plantele din care sunt extrase toate aceste uleiuri esențiale doTERRA sunt foarte asemănătoare în compoziție, bine, plantele în general sunt asemănătoare în compoziție cu corpul uman. De aceea, uleiurile esențiale se asimilează rapid, se asimilează cu eficiență maximă. Și ele fiind liposolubile, ele pot pătrunde efectiv pe membrana celulară, acolo unde putem găzdui oaspeți nepoftiți, ca de exemplu un virus. De aceea uleiurile pot fi magice, pentru că nici măcar nu trebuie câteodată ai niște simptome, oare ești răcit, oare îți trebuie antibiotic, oare îți trebuie antiviral. Cumva nici nu trebuie să te gândești la asta neapărat. În momentul când noi luăm uleiurile esențiale cu aceste proprietăți, ele intră prin celulă și rezolvă această parte, inclusiv extracelular și intracelular. Acum să revenim la copilaș, că nu vreau să fiu prea tehnică. Gândiți-vă că odată ce iasă din casă un copil, inclusiv din maternitate, da? El este expus infecțiilor, de gen bacterian, viral, și e cumva, suntem mame, da? Deja, dintr-o dată suntem mame. Și este rolul nostru să avem grijă cum putem să facem prevenție și cumva, dacă ajunge să se îmbolnăvească, cum le ușurăm acest proces de vindecare. Vreau să știți că copilul are nevoi emoționale și fizice, ca și adultul. Însă important este să știți că el preia, și asta este unul dintre secretele pe care vi le spun, poate le știați, dar, mă rog, eu n-am știut asta. La acea vârstă. El preia starea părinților și o manifestă prin disconfort, care de cele mai multe ori este prin plâns, furie, tristețe, sau va atrage atenția prin lucruri
care știe că nu vă plac, tocmai ca să știți că e timpul pentru ei, să le dați atenție, să-i ajutați să-și gestioneze emoțiile. Un copil până în 7 ani oglindește starea emoțională, în special a mamei, trăiește în energia mamei. Doamne, câte experiențe la școală, mi-aduc aminte, cu copilași, anxietatea de despărțire la grădiniță, pentru că noi avem și grădiniță acolo. Deci, el oglindește mama, familia și el va învăța să-și gestioneze emoțiile imitindu-vă pe voi. De aceea, cumva, dacă voi vă ieșiți din fire, el nu se va calma. Ba chiar vine cu acel tantru. Însă, când voi aveți situația sub control, puteți să știți ce tip de manifestări și crize pot apărea copilului și de unde vin și atunci le luați ca atare. Și știți ce să faceți? Eu, pe vapor, făceam exercițiile acelea de salvare înainte ca barca să plece în larg, în fiecare luni. Deci, și, mă rog, dacă cumva suna semnalul de alarmă, toți știam ce avem de făcut. Deci ne-am pre-pregătit. Tot așa și voi. Dacă, gândiți-vă, e ca un exercițiu de salvare. Deci, în momentul când deja învățați ce trebuie să faceți, când vine criza, este deja gestiona. Și atunci ai un avantaj extraordinar. Tu ești pregătit, ești informat și ai instrumente și alternative de care efectiv poți să pui mâna și să-ți ajuți copilul. Fizic, emoțional, iubire. Este foarte frustrant ca noi părinții când ai resurse limitate și vrei să ajuți un copil să-și gestioneze emoțiile sau bolile, să nu cunoști sau să nu ai pe ce să pui mâna. Și să crezi că doar dacă întrebi pe altul poți să ai o rezolvare. Când ești cu copilul, fii acolo. Chiar dacă e puțin timp, când el plânge, nu te frustra. Când tu nu știi de multe ori de ce plânge. Iubește-l, liniștește-l, este normal să plângă. Așa el va semnala o emoție, altfel inclusiv copiii mai mari devin agasanți pentru că atunci când nevoile nu se satisfac sau, mă rog, când nu-i băgat în seamă. Faceți-vă un program cu ei, fiți acolo. Sănătatea emoțională reflectă întotdeauna sănătatea fizică. De exemplu, un copil, dacă nu este ascultat, și asta am văzut-o de nenumărate ori, și nu îți poate vorbi ceea ce își dorește, poate să facă imediat durere în gât. Ei somatizează imediat. Dacă aude certuri, poate să-l doară urechile. Da. Dacă nu vrea la grădiniță, poate să înceapă o durere de burtă majoră cu vomă în 10 minute. Și astea sunt semnale că partea lor emoțională nu e balansată și pot somatiza imediat. Copiii, să știți că răspund extraordinar la aromaterapie și la atingeri sănătoase. În momentul când îi facem un masaj pe spate, pe tălpi, pe burtică, cu iubire, cu dorința de a-l ajuta și de a-i transmite această energie pozitivă, el simte, el va prelua și se va liniști ca prin minune. Și rezultatele sunt fantastice. Uleiurile esențiale difuzate sunt incredibile. Și reconfortante. Diffuserul este unul din instrumente de nelipsit în casa noastră. Pentru că prin inhalare, imediat la nivel emoțional, în hipotalamus, au loc anumite schimbări și au loc anumite schimbări de stare. Gândiți-vă un miros urât, ce stare poate să vă dea. De multe ori nu ne gândim la asta, dar tot așa un miros frumos și un miros care are și moleculă terapeutică, poate să genereze în corpul nostru o cascadă de reacții, astfel încât să ne simțim bine. Și copilul, ca și noi, facem față unei răceli mai ușor sau unor probleme medicale când difuzăm în cameră uleiuri esențiale care îl ajută și pe partea emoțională. Partea faină este că majoritatea au și pe partea emoțională și pe partea fizică, adică același ulei sau același blend. De asemenea, la școală, când avem ore, mai difuzăm uleiurile esențiale și copiii sunt mult mai cooperanți. Sau când îi creștem cu uleiuri pe raft.
ei ajung să le iubească, să le ceară singuri. Ei par să, ei, intuiția lor parcă știu ce au nevoie să folosească. De exemplu, Mara, fiica mea, își ia uleiurile singură. Deja și-a, ea, gândiți-vă că și-a însușit acest comportament în tot ceea ce are nevoie. Câtă putere e acolo să, totuși să dai putere copilului. Mă vede ce fac eu și mimează și găsește soluțiile de, care sunt cele mai bune pentru ea. De multe ori, nici măcar nu știu când cade cu rolele, vine, își curăță rana, și o tratează și sau mă vede pe mine când prepară soluții non-toxice în casă ca să facem curățenie și mă trezesc că mergem la familie și le vizităm și le dă sfaturi celor. Păi să nu mai folosiți puful ăsta de curățire că nu este bine. Deci este o scumpă și este incredibil cum putem schimba mentalități și educație. Iar e trusa ei de copii. Mă mai au câteodată îmi zice, mama, fă-mi simfonia celulelor, de care o să vedeți cum să vorbim mai târziu. Este un instrument extraordinar de puternic la copii, care poate să ne programeze mintea pentru sănătate și substanțele active intră în corp și susțin sănătatea. Dacă îi învățăm pe copii îngrijirea de sine, de la o vârstă fragedă, pentru a-i face responsabil, pentru propriile alegeri, pentru educație, pentru a crește încrezători în propriile forțe și echilibrați, este fantastic. În momentul când el crede și vede puterea corpului său de a se vindeca, exact ce spuneam atunci, corpul este o forță, o putere, mai ales când primește nutriția și substanțele active de care are nevoie, asta înseamnă că și subconștientul lui se programează pentru sănătate. Se programează încrezător, odată, fără frică, și știe că are în casă un ajutor de nădejde și pe ce să pună mâna. Are vitamine, poate, are suplimente, noi folosim și asta și probiotice, dar o să vorbim de astea astăzi. Pentru mine, și sunt convinsă că și Ramona și o comunitate, suntem o comunitate foarte mare de uleioși, cum s-ar spune, uleiurile sunt o alternativă foarte sănătoasă la stilul nostru de viață, iar folosirea în siguranță a uleiurilor esențiale depinde de la copii, depinde de diluții. Iar noi astăzi o să parcurgem aceste diluții, ba chiar o să vă ofer un calculator de diluții, astfel încât să nu le greșiți. Și se folosesc aceleași uleiuri esențiale, o să vedeți că o să pun slide-urile și o să fie rețete, doar că diluția va fi diferită în funcție de vârstă. Acum vreau să vă mai dau un pont. Nu știu dacă știți, dar pielea copiilor absorbe foarte ușor totul. Și vă recomand să citiți totuși cremele pe care le folosiți pe spate. Iar dacă nu știți nici să pronunțați măcar acele chimicale, putem avea o alternativă extraordinară în uleiul fracționat de cocos, cu care noi diluăm toate uleiurile esențiale și punem efectiv uleiul de care avem nevoie. Eu, de exemplu, fiica mea mai are niște iritații care mai iasă pe piele, iar după baie de fiecare dată ea are un ulei de cocos preparat și îi pun întotdeauna ulei esențial de lavandă. Este divin cum se simte pielea. Sau vă mai dau un pont celor care aveți bebeluși. La bebeluși puteți evita absorția clorului din apă în corp, pregătind apa de baie cu o oră înainte, de exemplu. O puneți apă mai caldă și pe urmă lăsați clorul să plece în aer, după care a irisit și de-abia pe urmă aduceți bebelușul. Și așa să știți că evitați dermatitele atopice, care pot să vină și din detergentul de rufe. Doterra are detergent de rufe minunat, dar nu este topicul zilei de astăzi. Noi avem produse foarte mari și de îngrijire și... Dar de multe ori te miri, oare de ce pipelușul meu e iritat pe față? Păi poate să pună inclusiv obrazul pe hainele tale și asta poate să-i creeze iritații. Cred că aș putea vorbi o săptămână, așa că, dragele mele, asta a fost cam o introducere. O să vă pun acum slide-urile să le vedeți mai departe. M-a luat valul, cred că aș putea vorbi toată seara, așa. Și chiar pot să vă spun că numai puțin să dau share screen. Ramona, nu am dat încă share screen-ul. Nu, nu, nu. Așa, acum să dau share screen.
Așa, share. Acum e bine? Da. Așa. Am făcut o grămadă de lucruri corecte care au dat rezultate la viața mea, dar sincer vă mărturisesc că am făcut și multe greșeli care nu au avut rezultate dorite. Însă acum, după 15 ani de cumva experiență în metodele alternative de susținere a corpului, pot spune că există soluții. Noi în seara asta o să ne ocupăm de uleiuri esențiale doTERRA, dar noi în general când lucrăm incorporăm mult mai mult, inclusiv dezvoltare personală și tot ceea ce altceva din experiența noastră considerăm că este sănătos, inclusiv natura și plimbările și tot. V-am promis că în seminarul ăsta vorbim prompt despre anumite subiecte. O să vorbim acum despre febră și despre frica de febră. Ramona, dau cuvântul, eu între timp pun și slide-urile ca mămicile să poată să facă și poze, dar tu vorbești din experiența ta cu o fetiță minunată. Mulțumesc! Deci, din experiența mea, din experiența trăită cu toate persoanele pe care, cum spuneam, sunt fericită să fiu alături de ele și nu doar din experiență proprie, dar și din tot ce am învățat, cum spunea Diana, în toate seminariile noastre sau specializările pe care le-am făcut să ajungem aici. Deci, practic, ce este febra? Febra nu este altceva decât o fobie, fobia febrei, nu este altceva decât neînțelegerea părinților la ceea ce înseamnă febră, de fapt. Deci frica față de febră, practic, este din cauza faptului că nu înțelegem și nu știm exact ce este. 92, să spun în câteva statistici, 92% din mame cu copii în vârstă cuprinsă între 3 și 15 ani dau practic medicamente antipiretice copiilor lor la primul semn de febră, care încă o să vedem după aceea și ce înseamnă febră. Deci pot să vă spun că multe dau înainte de a ajunge la semn de febră. După aceea, 59% din mame au raportat practic un nivel foarte crescut de anxietate față de doar câteva 8,6% care aveau doar un nivel scăzut. Și după cum știm toate care am fost mămici și suntem mămici și actuale, acum cu copila, știm că practic femeile sunt cele mai obosite, practic între vârstele de la un an, dar zic eu, de când se nasc bebelușii până la 3 ani, practic suntem acolo într-o stare când se trăiește în simbioza aia mamă-copil și practic doresc să fie alături și să pot să-l protejezi în tot. Și acum noi venim, practic, încercăm să vă susținem în această aventură, nu? Mai ales pentru cine e mamă care acum începe la primul copil, este important. După, practic, febra, când înțelegem că febra nu este altceva decât un simptom de vindecare, atunci, practic, dispare frica. Ce se întâmplă în momentul febrei? Practic, febra în corp ne spune că este un agent patogen, este o problemă. Și atunci, sistemul nostru imunitar începe să lupte cu virusii, cu bacteriile. Deci febra nu este altceva decât să ne spună că avem un bun sistem imunitar și că corpul nostru este pus pe acțiune. Ce se întâmplă în momentul în care noi scădem febra nenatural, practic îi spui sistemului tău imunitar, culcă-te, totul e în regulă. Da, tu ai scăzut febra, dar problema este acolo. Practic, inflamația sau dacă este un virus sau infecția, orice ar fi, ea a rămas acolo, dar noi am scăzut febra.
Și, practic, ne dăm seama că febra nu este altceva decât aliatul corpului nostru și trebuie doar susținut copilul, susținut corpul, susținut organismul, tocmai în această luptă contra infecției, dar nu contra febrei. Și, practic, în cazul în care, cum practic, temperaturile, să vorbim despre temperatură, practic creșterea febrei, dacă o testăm pe frunte sau axial, între 38 și 8 Celsius până la 39 și 4, este de fapt intervalul ideal pentru febră, deoarece acesta este intervalul în care temperatura practic ucide microbii. Corpul, nu știu dacă știți, dar are putere, cum spunea Diana, este cea mai inteligentă mașină care poate să existe, care există până acum și o cunoaștem, este corpul uman. Deci da, el este, practic, are putere de autovindecare dacă avem, practic, un organism, un mediu sănătos. Febra putem să clasificăm și acum, cum spuneam, veți vedea că poate vă regăsiți multe persoane care dau antipiretic înainte să vină și febra, dar îl administrează copilului. Deci vorbim de subfebră atunci când temperatura este cuprinsă între 37,5 și 38,5 grade Celsius. Vorbim de febră ușoară când este cuprinsă între 38,5 și 38,8 grade Celsius. Deci dacă vă gândiți și recunoașteți, vă recunosc și eu, când fata mea, cum spuneam, are 19 ani, deci pentru mine, dacă vedeam 38,5, eram în panică. Asta înseamnă că la epoca respectivă nu eram instruită, nu știam, nu am avut de unde să am toate informațiile și mai ales dacă medicul mi-a spus are 38,5, dăm, normal că dădeam. Febră moderată, cuprinsă între 38,9 și 39,4. Deci în cazul ăsta cred că aș fi fugit la spital, sinceră să fiu. Și vorbim de febră mare când depășim 39,4. Deci de aceea vă spun, este bine deja să știm ce înseamnă febra, ca să știm în ce moment să acționăm, să știm cât timp să lăsăm corpul să-și facă treaba, da, să lupte cu toți virusii, dar suntem alături de copil prin, în primul rând, îl ajutăm cu împachetări, dacă ar fi cazul să începem să scadă, să trebuiască să scădem febra. Deci putem face împachetări, înfășurăm copilul într-un prosop sau un cearceaf umezit într-o apă călduie, care trebuie să fie un pic mai ușor, deci un pic mai rece decât temperatura copilașului. Alte alternative, avem băile cu apă, la fel, apă călduie, deci cum spuneam, aceeași un pic mai rece decât temperatura corpului, pentru a reduce febra și a liniști copilașul. Și tradiționalele șosete ude, care cred că fiecare se regăsește, toți am avut odată sau mai devreme la vârsta noastră, vârsta copilăriei, șosetuțele ude în pat și la fel cu apă călâie, dar nu este recomandat oțetul sau alcoolul medical, pentru că trebuie să reținem pielea copilașului, este un pic mai sensibilă decât la noi. Ce să nu uităm? Este primordială hidratarea. Deci hidratarea în timpul febrei este importantă. Că sunt sucuri de fructe, dar mă refer fructe, nu sucurile cumpărate la cutie. Deci stoarcem o portocală, deci un fruct, sucuri de fructe proaspete, ceaiuri, dar bineînțeles fără cofeină, supe. Încercăm să dăm o îmbrăcăminte lejeră, pentru că deja copilul are febră, deci nici de cum nu-l vom îmbrăca gros că are febră. Eu cel puțin știu multe, eu mi-amintesc pe vremea noastră așa era, stai sub plapuma acoperită până sus. Deci nu este bine, pentru că ne face și mult mai rău.
Deci în acel moment este bine copilul să fie îmbrăcat lejer, în haine subțiri, din bumbac, ideal. Și, bineînțeles, avem uleiurile esențiale care ne vor ajuta în această, în aceste momente. Și aici vom dezvolta câteva rețete. Care este vestea bună? Vestea bună este că, știți, mulți au frica asta, fobia de febră, din cauza crizelor care pot fi cauzate de ea. Dar s-a demonstrat că, practic, nu este întotdeauna, deci rar se întâmplă ca febra să dea asemenea crize sau, știți, toate crizele care au vomitat. Fiecare își cunoaște copilul tot felul de stări sau... Depinde. Nu vorbim, nu intru în particularități prea mari, dar de obicei nu practic febra mare nu întotdeauna cauzează pericole care să dureze sau pe lungă durată încât să trebuiască să ne speriem atât de tare. Deci, de fapt, fiecare mamă cumva își cunoaște puiul și... Exact, ne cunoaștem copilul și ne dăm seama când este ceva diferit. Eu îmi amintesc de fata mea, la 38 jumate, ea se juca. Da. Deci numai că venea la giugiulit, atunci mi-am dat seama, stai să văd că parcă ai febră. Deci la 38 de jumate era complet activă, ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. Nu deci este moment, doamna terește, dar nu trebuie interveni decât atunci când este chiar începem să avem semne. În acel moment, clar, hidratam pe vremea aceea, dar acum, să zicem, avem culeri. Febra natural, da. Pentru că lăsam corpul să lupte, dar totuși, într-adevăr, deci interveneam. În momentul în care, de exemplu, știu că ea mai făcea cu vomitat, atunci deja știam că ceva nu e în regulă, e un picuț mai mult. Deci de-aia zicem, fiecare își cunoaște copilul și atunci reacționăm în măsură. După, nu știu dacă ați auzit de Dr. Ax, Dr. Ax ne explică practic când trebuie să consultăm un medic. El... îl găsim pe internet, deci e foarte interesant, foarte vast, de la uleiuri esențiale, vitamine, toate bolile, practic explică un pic, susține cine este interesat în domeniu. Deci când vorbim de copilași și chiar și de adulți, peste 40,5 grade Celsius care nu scade, o valoare de 38 de grade Celsius atunci când este luată rectal la un copil mic de 3 luni. După aceea, la o valoare de 39 de Celsius, atunci când este luată rectal la un copil între 3 luni și un an. Deci, atunci este clar, trebuie mers la medic. O febră care a durat mai mult de 48 de ore la un copil sub vârstă de 2 ani. Și intuiția ta de mamă, cum spunea și Diana, ne cunoaștem copilașul, dar noi în acest moment este clar că acționăm cu tot ce am văzut, dar nu în acest moment, înainte ca să ajungem, ca să nu ajungem aici, pentru că eu zic mereu, trebuie să ne ascultăm corpul. Deci eu zic că totdeauna când începem la primul simptom, deci ce am învățat în doTERRA, ascultă-ți corpul, și cum simți primul simptom, intervino. Și atunci, sigur, nu o să ajungem, de cel mai multe ori, nu ajungem în acest situație. Noi avem uneltele noastre naturale cu care chiar putem scădea, într-adevăr, febra. Asta este fapt. Și fără să intervină imunitatea corpului, pentru că el este potențat cu ele, este susținut de aceste substanțe active și nu este supresat ca să nu mai lucreze cu antipiretici. Da, și practic, cum spuneam noi, toate strategiile ce le dădeam înainte, dar acum ce vor urma, ce vă vom arăta practic în slide-urile cu simfonia celulelor sau difuzarea uleiurilor. Deci, înainte să ajungem la
Aici, în faza asta, noi deja intervenim treptat, dar ideea este că nu este un antipiretic și îl lăsăm corpul să lupte, dar este susținut. Da. Magie. Da. Un pic să văd. Așa. Bun. Aici, practic, dacă vrei să explici un pic, Diana, despre noul... Da, haide că... Da. Calculator de diversi. Aici, da, stai să încerc să-l pun pe chat. Aș vrea să pun acest calculator de diluții pe chat. Deci, între timp, atunci eu vă explic practic febra. Ca și unelte, cum spunea Diana, ce avem pentru febră, știm, este lavanda, lămâia și menta, care practic noi le punem în sticluțe, le numim rolone, care sunt cu viluță, sunt de 10 ml și le completăm, deci practic amestecăm aceste uleiuri în funcție de deci aplicăm diluția în funcție de vârsta copilului și după aceea completăm cu ulei fracționat de cocos. Foarte bine. L-am pus pe chat acest calculator. Deci în acest calculator vi se explică practic exact în funcție de diluții aplicația care o facem, care este în cure, care este în acut și vârsta, în funcție de vârsta copilului, ce tip de aplicare vom face sau ce tip de diluție mai exact. Aici vorbim la diluția pentru uleiurile, pentru touch-uri. Da, deci Da. Deci pentru febră avem lavandă, lămâie, mentă și iau un exemplu. Un copil în momentul când face febră, deja chiar dacă este o febră nu foarte mare, cum am și povestit înainte, noi deja putem acționa și putem susține corpul natural. Și atunci putem să facem acest rolon în care o să punem, de exemplu, dacă vedeți acest ghidul de diluții, la un copil de 2 ani de zile o să folosim diluție de 10%. Și dacă ne uităm sus, 10% înseamnă 20 de picături. Și când ne uităm la rețetă, vedem că rețeta pentru febră este lavandă, lămâie, mentă. Ei, 20 de picături împărțit la 3 cam nu dă. Ideea este că nu este nicio problemă să mai adăugăm o picătură și atunci o să punem 7 picături din fiecare în sticluța de... Am arătat-o eu. Așa. Da. Și restul spațiului îl punem cu uleiul de cocos care diluează conform vârstei copilului. Iar în momentul când are febră, noi cu rolonul îl dăm după ceafă, la punctele de puls, la tâmple, inclusiv în tălpile picioarelor, putem și pe coloana vertebrală. Iar eu, în general, când țin minte când o veghez pe Mara, dacă are febră, îmi pun chiar ceasul să sune din oră în oră, astfel încât să pot să-i aplic des și eu îi susțin corpul și el luptă și niciodată temperatura nu crește atât de tare încât să ajungă la temperatura aceea de care discutăm că avem nevoie să ajungem... La... Apropo, Diana, spuneai să-ți amintesc că când ajungem la febră, experiența ta. Eram în Miami, doamne, Mara avea cred că 3 ani, nu aveam uleiurile esențiale pe vremea aceea, foloseam doar homeopate și bineînțeles aveam trusa de prim ajutor și era 12 noapte și mi-a făcut febră și când am pus termometru pe ea mi-a arătat 40 și eram în Miami. No, pe cine să suni? L-am trimis repede pe sos să cumpere un alt termometru, că am zis că ăsta nu-i bun. L-a adus, i-am luat febra, era tot pe acolo. Norocul meu era că suntem prieteni de familie cu președintele Ligii de Homeopatie din România și l-am sunat la ora respectivă și mi-a răspuns că, vedeți ce important e să ai un suport, să știi că... Și mi-a spus, dar stai liniștită, dar cum e copila? Măi, Mara, eu eram... Și el era... Păi e... Cum e de obicei? Na, e moale? Păi și ce? Îți răspunde? Gâfâie? Da, deci na, nu, e moale, zice. Și atunci a început să-mi dea, să-mi spună să-i fac acele împachetări, acea băie căluie. Și a doua zi n-am mai avut nimic. Deci febra atât de bine a acționat, că a doua zi copilul meu și-a revenit.
Deci asta înseamnă să putem să ne împuternicim și să nu transmitem nici frica aceea emoțional. Mă rog, asta în timp se știe, dar dacă voi înțelegeți și vă luați puterea înapoi și este absolut extraordinar să poți să pui mâna, să ai în casă unelte, să poți să pui mâna pe ceva să te ajute. Deci senzația, deci nu mai ai teamă. Asta îmi amintește de mine când plecam în vacanțe, tot așa când plecam în străinătate și căutam să văd în primul rând unde e hotel, unde este spital sau farmacie. Da. De se întâmplă ceva. Acum am zis, numai dacă nu ne calcă mașina, dar în rest, în trusa noastră avem orice. Deci asta este împuternicirea de care practic vorbește. Să știi că se întâmplă o problemă de piele, avem ce să punem, arsură de soare, avem ce să punem. Cum zice, revenim la febra, da? Să nu ținem prea mult peste ora care ne-am propus. Bun, avansăm, da. Diffuserul este unul dintre uneltele extraordinare care susține copilul atât emoțional, cum am spus, dar și pe aparatul respirator. El va inspira acești aburi cu molecule de ulei esențial, astfel încât îl împuternicește și îi ajută sistemul imunitar pe dinăuntru. A meu este aici. Simfonia celulelor basic sau infecțios, aceasta se face special pentru febră, dar o să vorbim despre ea un pic câteva slide-uri mai încolo, nu trebuie să vă gândiți ce este acum. Și calculatorul de diluții eu vi l-am dat. Ramona, da. Cred că urmează, da, vorbim de tuse acum, că ok, să zicem că cu febra cumva am terminat, noi oricum lucrăm și cine pășește lumea minunată aromaterapiei, lucrăm și personal și vreau să vă arăt, uitasem să vă arăt uleiurile de febră. Este lavanda, da? Da, le-am zis, lavanda, menta, lămâia și menta. Iar în diffuser spuneam că punem și un guard pentru ca să susținem toată imunitatea corpului. Putem să punem și melaleuca, care este un antibacterian și un antiviral foarte puternic, și pentru ca să miroase frumos îl combinăm cu aer, care deschide căile respiratorii. Deci asta în situațiile acelea de în cazul în care copilul începe să se răcească și are febră. Și acum mai avem a doua problemă când copilul se răcește sau are febră, mai poate să vină și tuse. Așa acum eu am învățat această rețetă. Sincer să vă spun, de la Ramona, este o specialistă, o ador și o las pe ea să vorbească despre tuse și despre rețeta asta faină. Deci aici avem practic rețeta de miere pentru copii. Într-un borcanaș de 50 de mililitri, practic adăugăm miere, la care vom stoarce o jumătate de suc de lămâie și punem 5 picături de ungard, 5 picături de tămâie. Ideal de... Poți să specifici ce este ca idee? Deci, păi este puișoare, rosmarin, scorțișoară, portocala sălbatică. Este un gust deosebit. Noi ca adulți, pot să vă spun, la primul simptom de simt că mă doare gâtul, da, am și mierea, dar este altă rețetă pentru adulți, sau o picătură, eu sunt curajoasă, dar majoritatea o fac, o picătură, două de ungar pe limbă. Noi ca și adulți putem să îl punem și ne ia senzația de gât, că efectiv degajează corzile, deci practic pe gât. Eu mi-am permis, mă iert, să pun și o picătură de mentă, pentru că la copii mai mari, între 3 și 5 ani, putem adăuga rețeta asta și o picătură, pentru că deschide foarte bine și căile respiratorii. Degajată, da. Rețeta este pentru copii între 3 și 5 ani, nu mai jos. Da. Mai jos nu dăm topic, decât în condiții... Nu dăm intern, mai jos. Da, scuze, mă ierți, Și te las și cu tuzea să vorbești și eu arăt uleiurile între timp. Bun. Deci, ce vreau să spun, această miere, practic, totdeauna este foarte importantă înainte de a administra copilului. Trebuie amestecat bine, pentru că
alele tind să iasă în suprafață, nefiind solubile, și amestecăm și după aceea dăm așa un sfert de linguriță, dar la început, pentru prima dată, ce vă sugerez, puneți pe degețel să guste, să înțeleagă un pic gustul, să știe la ce să se aștepte, și după aceea se ia ușor. Tusea seacă, practic avem din nou lavanda, tămâia și chiparosul. Deci, cum vedeți, practic, ne reîntoarcem un pic la aceeași, regăsim tămâia, lavanda, cam regăsim aceleași uleiuri, de a spunem că nu ne trebuie o infinitate ca să ne rezolvăm ceea ce avem, trusa de prim ajutor, numesc eu. Și pentru tusa productivă, practic, avem tot lavandă, după aceea tămâie și uleiul de er și cedarwood, care este cedru. Asta facem tot în rol, da? Da, acestea le facem, practic facem un rolon și la fel cum zicea Diana, în funcție de calculatorul de diluție vom amesteca uleiurile. La fel se aplică pe gât, pe piept și în tălpițe, să nu uităm tălpile, pentru că și pe spate. Pielea este cel mai mare organ. Deci capacitatea de absorție este foarte, foarte mare și atunci, practic, pătrunde mult mai ușor uleiul esențial, pătrund mai ușor la nivel celular și pot să regleze, să acționeze acolo unde avem nevoie. După aceea, toate aceste uleiuri le putem să le difuzăm în combinațiile pe care vi le-am explicat, că putem să le punem în rolon, le vom putea și difuza. Mierea am vorbit și mai avem pentru un năsuc înfundat un alt rolon ce putem face este cu eucalipto. Ai? Vrei să-l arăți sau nu? După aceea lămâia. Da, lămâia din nou, frankincense înseamnă tămâie și er. Din acestea la fel, în funcție de vârstă, cu calculatorul care vi-l lăsăm în chat, se calculează diluția și se face amestecul și îl putem pune un pic la năsucă, foarte puțin, după aceea la fel la gât, la tâmple, pe mânuțe și clar îl difuzăm. Îl difuzăm, este foarte important difuzarea. Acum am promis în seminar, când v-am trimis newsletter-ul, că o să dăm și o formulă cumva care să susțină imunitatea copilului tău, nu doar în primii 7 ani de viață, dar cumva am numit-o așa pentru că atunci se formează cel mai intens. Eu consider, și numai eu, sunt convinsă că și Ramona, noi suntem adeptele prevenției. Eu nici nu mai mi-aduc aminte de când am mai tratat-o pe fiică mea de ceva. În schimb, folosim uleiuri constant, difuzat, topic, inclusiv ne facem simfonia celulelor. Imediat o să vedeți despre ce care o să o adorați. Toată lumea o va adora. Copiii și adulți. Este puternică la copilaș împreună cu difuzerul și este fenomenal, este o aplicare topică. Dar să revenim aici. Deci prevenția este foarte, foarte importantă. Informarea voastră, pentru ca să fiți niște părinți informați, să vă asumați informația, și îngrijire medicală proactivă, de care vă spuneam, să ai pe ce să pui mâna atunci când e nevoie. Adică să ai cumva, cum vă spuneam, exercițiu de barcă de salvare, să-l știi de dinainte. Noi de avem rolurile făcute de tuse, exact. De bombă de imunitate, toate deja gata făcute. Înainte să se răcească copiii, le pregătim, să le avem acolo și să știm unde îs. Asta e foarte important. Acum ca și prevenție, nu neapărat doar uleiurile. Eu consider foarte mult mama natură și plimbările în aer liber și în natură. De ce crezi că ne simțim așa de bine? Pentru că inclusiv pomii emană aceste molecule de ulei esențial care se produc. Când mirosim un trandafir, cum este? Este extraordinar. Deci plimbările în aer liber, natură, joaca, îi face pe copii să se simtă foarte bine și, bineînțeles, și pe noi. Râs și voie bună, conversații cu copiii în mod activ și empatic, cum am spus și aici, gestionarea și educarea emoțiilor, adică
E foarte important să-l învățăm și pe el să comunice cu noi ce emoții are, ca să putem să știm cum să ne adresăm. Tehnica Sinfonia Celulelor, că iarăși mă repet, este absolut incredibilă și ajută copilul să-și gestioneze emoțiile foarte bine. Eu folosesc foarte mult ca și prevenție la fetița mea, dar și pentru mine personal. Doterra are și probiotic pentru copii și pentru adulți. Dragii mei, tractul gastrointestinal interacționează cu sistemul imunitar la nivelul intestinului, influențând pozitiv răspunsul imun. Nu știu dacă ați știut asta, dar este sănătatea imunitară pornește din tractul gastrointestinal. Și ghiși ce? Tot tractul gastrointestinal este al doilea creier. Asta înseamnă că dacă aici nu suntem bine, nici aici nu suntem bine. Dacă aici nu suntem bine, nici aici nu suntem balansați. Eu de multe ori am observat și la școală, copiii agitați, totdeauna le spun mamelor, duceți-vă și să vedeți dacă nu are cumva viermișor sau ceva. Pentru că paraziții pot da această stare de agitație mentală la copii, cum nu vă închipuiți, și se poate rezolva peste noapte. Nutriție corespunzătoare, cu vitamine și ulei de pește. Acum, vă gândiți, da, oare cum îmi iau eu un copil vitamine și ulei de pește? Ideea este că noi facem shake-uri, ne-am obișnuit acasă, le punem înăuntru, le amestecăm cu banană, cu fructe de pădure, nici măcar nu se simt. Și în momentul când corpul are nutriția corespunzătoare, el are toți nutrienții activi necesari, plus substanțele active din uleiile esențiale, îi se dau celulelor corpului, iar corpul își face vindecarea. Atenție, corpul face vindecarea, dar doar noi trebuie să-l susținem, atât mental cât și fizic. Deci asta este prima parte de formulă, prevenția. Acum, informare. Inclusiv acest webinar, vă felicit. Vă felicit din tot sufletul și vă mulțumim că ați stat cu noi până acum și mai stați încă, nu știu, mai ține vreo 10-15 minute, mai cam așa. Și studiul vostru individual. Noi acum, cum v-am spus, plantăm semințe și chiar vă putem da foarte mult material să citiți, doar voi să fiți cei care doriți să faceți asta. Mi-aduc aminte când Doterra a intrat în viața mea, dragii mei, cred că eu n-am dormit o lună de zile și când mi-am dat seama de puterea lor, n-am mai putut să tac din gură, deci a trebuit să împart, să spun. Adică, dacă eu mi-am putut rezolva acea teamă și anxietate și... e de o valoare incredibilă. Gândiți-vă cât timp se pierde până mergi la medic pentru un diagnostic, până îți dă anumite siropuri care pe urmă sunt retrase de pe piață, că poate nu sunt chiar așa de bune. Mă rog, nu intru în detalii. Ideea este că noi putem să avem aceste unelte și putem să învățăm și să facem studiu individual, asta ne împinge să creștem ca și oameni, ca și societate, ca să ne luăm sănătatea și în mâinile noastre, să nu mai depindem în continuu de doar alte sfaturi. Adică sunt importante alte sfaturi, doar că este important și tu să fii cel care ai ultimul cuvânt de spus, mai ales să poți să decizi. Exact, să poți să decizi, da. Și asumat. Exact. Acum, încă o dată, Sinfonia Celulelor, imediat urmează să discutăm. Aici intrăm la îngrijire medicală proactivă. Asta este, aici intră Sinfonia, suport imunitar, sunt uleiuri esențiale din trusa de casă, tămâie, lămâie, onguard, oregano și titri și copaiba, care de fapt ele susțin imunitatea și în general toate sistemele corpului, sistemul respirator, digestiv, trusa casei are cam absolut tot ce este necesar, de asta s-a și făcut ca să ajute. Dar vorbim mai târziu. Rețeta de miere, care tocmai a explicat-o Ramona, s-o avem gata făcută în casă, rolurile de care v-am spus și, bineînțeles, difuzarea, care este iarăși uneltă de bază în casă atunci când avem copii. Eu ador onguardul pentru că el purifică aerul, nu doar avem un miros frumos, ele au și proprietăți de purificare a aerului, melaleuca sau titri, eucaliptul, deschid bine căile respiratorii și ele, bineînțeles, purifică aerul
și, mă rog, combinațiile sunt diferite, dar cam se învârt în jurul acelor uleiuri esențiale de bază pe care sunt top. Sunt multe și sunt foarte multe pentru că sunt extrem de versatile uleiurile esențiale și le putem regăsi în foarte, foarte multe, cum cel de piele este bun și pe principiu un tai și un de cap, nu? Exact, exact. Îi folosești pentru ceva și eu mi-aduc aminte asta repede, așa, în paranteză, când am folosit odată oregano pentru că am făcut-o de parazitare și în perioada respectivă făcusem foarte mult sport și mă durea, aveam așa o jenă, durere de spate. Și știu că după capsula care am luat-o cu oregano pentru adulți, mi-a trecut durerea de spate și eram... Nu înțelegeam și pe urmă când m-am dus și am studiat, eram la începuturi și când am studiat oregano, am văzut că este, pe lângă faptul că este deparazitar, este și un antiinflamator foarte puternic. E incredibil ce proprietăți, nici nu poți să-ți dai seama. Iar pe partea emoțională, oregano este uleiul încăpățânaților. Se spune să dai șefului acestui ulei cadou dacă nu este cooperant. Scuzați, iar am luat m-am luat entuziasm. Ramona, ai explicat și tu Simfonia Celulelor, care tot am luat. Da, Simfonia Celulelor practic este o tehnică care doctorul Boy Truman o pus-o la punct în urma studiilor sale, 20 de ani de studii, și nu este altceva decât aplicarea unor uleiuri esențiale într-o anumită ordine, aplicarea pură pe spate. Adică începem, să zicem, de obicei majoritatea simfoniilor încep cu tămâia, veți remarca, se pun 2-3 picături, 4, deci dacă vorbim de copii, acum nici măcar nu dăm numărul, cantitatea, pentru că asta o vom discuta în particular cu cine are nevoie, dar se pune pur și după aceea se începe un strat de ulei de coco, se masează, se întinde pe tot spatele, surplusul ce ne rămâne îl punem în tălpi. După aceea luăm următorul esențial, ulei esențial, cum în cazul, cum vedem în poză, ar fi melaleuca, la fel punem picăturile, întindem și punem în tălp. Și tot așa luăm în ordine toate. Puteți vedea, de exemplu, da, și bolile asociate, deci vom regăsi ca dovadă, cum spunea Diana, unde dai și unde crapă, cere câteva 4 uleiuri, da, care practic dureri de gât, răceli, congestie, febră, dureri de cap. Deci regăsim foarte, foarte multe în câteva uleiuri. Foarte emoțională anxietatea lor. De stres, anxietate, exact. Da. Deci doar cu câteva uleiuri putem să rezolvăm mult mai multe decât ne așteptăm. Și de a spunem că sunt foarte benefice, interesante și fac una, două efectul. După aceea mai avem un alt tip, sunt mai multe protocoale, la fel cum spuneam, cine este să vină cu în această aventură și dorește să descopere mai mult, deci le vom trimite pe toate. Acum vorbim doar de câteva, dar sunt mai multe protocoale. Protocolul aici este protocolul infecțios, la fel cum ea spunea de paraziți, constipație, deci orice probleme, chiar și gripă o regăsim din nou. Și îl aplicăm în aceeași procedură cum am spus înainte. Cum ziceam, cum am menționat un pic mai devreme, practic pielea este cel mai mare organ și de aceea facem această simfonie, pentru că ele pătrund prin pielea noastră. De ce se aplică cu ulei de cocos? Este foarte important să înțelegem. Aplicarea pură nu este necesară, pentru că sunt uleiuri pure extrem, extrem de volatile. Le zicem uleiuri, dar mai degrabă sunt eteruri. Că mulți au impresia că este un ulei și zice, a, nu o să împăteze. Nu, pentru că nu este un ulei. Termenul li s-a dat de ulei, așa li s-a dat, dar practic sunt eteruri. Și când îl aplicăm pe piele, pur, practic se evaporă. Da? Deci pierdem din eficiență. Când vom aplica ulei de cocos, de a ne facem și sticluțele diluate, da? Deci de a ne facem tăciurile, practic, uleiul de cocos fracționat este foarte important că molecula este foarte mică și atunci ajută să pătrundă uleiul esențial, să intre în piele, să penetreze practic, cum spunea Diana, face să
penetreze bariera celulară uleiul esențial, dar împiedică evaporarea și pătrunde în piele. Și acesta este, de exemplu, protocolul respirator, simfonia celulelor, protocolul respirator. Avem alte uleiuri, câteva uleiuri le regăsim, dar, din nou, foarte, foarte, foarte multe boli că acoperim sau ne susținem. Și ce mai avem? Iubesc tehnica asta. Eu mi-o fac și de prevenție, mai ales protocolul ăsta infecțios, că mi-l fac o dată pe săptămână, după ce fac baie, inclusiv noi singuri ni le putem face, cu mâinile de sus în jos și cu mâinile de jos în sus putem să ne atingem spatele și tălpile. Noi avem multe terminații nervoase, de aceea absolut informația se duce în tot corpul, acționăm și pe meridiane, deblocăm și, dragilor, cel mai incredibil efect este atingerea umană. Noi când luăm un pic de lavandă și cocos și masăm copilașul, piciorușul, faptul că el are această îngrijire, atingere, îl face imediat să se simtă bine. Imediat, emoționalul îl punem acolo în ecuație, pentru că, cum v-am spus, noi suntem un trup și un suflet în același timp. Nu putem să ignorăm partea emoțională sau să o separăm de partea fizică, pentru ca vindecarea să fie corectă. Trebuie să fie o coerență între minte și trup și suflet, astfel încât atunci vindecarea este chiar adevărată. Da, este foarte important contactul fizic, cum spunea, practic știm că face mult pentru copii, dar nu numai pentru copii, și pentru noi. Deci și noi trebuie să face parte din rutina noastră, de aia spuneam că vom adora tot simfonia celulelor. O să-mi deschid chat-ul acum un pic, Ramona, și tu dacă vrei, și am pus întrebarea asta, am vrea să știm dacă a fost util ce ați învățat astăzi. Puteți să ne scrieți acolo, ne bucurăm. Noi avem și înregistrarea și o să vedeți că o să deschidem și o sesiune de întrebări la care la unele o să răspundem acum sau o să răspundem și în privat. Deci o să acoperim. Deci mulțumim că ne scrieți, văd că deja scrieți acolo că este util. Și vă mai pun o întrebare acum. Cum ar fi dacă ai avea parte de consiliere privată? Oră, știu că nu e suficient. Știu că ca să înveți tot durează puțin. Nici eu nu știu și cred că nici doctorii în aromaterapie nu știu tot. Ideea este să avem noțiunile acelea de bază, să putem să ne simțim împuternicite. Și cum ar fi dacă am pășit împreună pe drumul aromaterapiei și tu să te simți susținută pas cu pas? Și cum crezi că ar fi să ajungi să știi să folosești uleiurile esențiale fără ezitare? Să ne scrieți asta în coment, pentru că ne bucurăm de tot ceea ce ne scrieți acolo, ne energizați, noi pentru voi suntem aici și vrem să împărtășim, noi deja cumva știm niște lucruri și nu vrem să le ținem secret, pentru că știm ce mult pot să ajute. Vă mulțumim și pentru comentarii. O să încercăm să răspundem. Da, sunt și anumite comentarii cu vârste. Acelea le putem accesa așa în privat și personal. Deci ce zici? Ar fi fain, te-ar ajuta dacă ai face asta în privat cu noi. Scrie-ne iarăși pe chat. Poate cei care nu ați scris, faceți-vă curaj și scrie-ne, ne încurajează asta. Poate o să mai facem alte webinarii și pe alte teme. Deci chiar vă rugăm, dați-ne acest feedback. Webinarul nu poate să fie personalizat foarte mult, în schimb aici, cum am zis,
plantăm semințe, discutăm teme generale, chiar am dat și prompt anumite rețete care noi le folosim și întotdeauna sunt lângă noi și funcționează. Deci, și încă o dată, Diana, vreau să menționez, da? Deci tot ce vorbim aici, tot ce vorbim aici, în primul rând, este despre uleiurile doTERRA. Deci nu putem, când știm că pe piață sunt foarte multe uleiuri adulterate, deci nu sunt pure, deci tot ce vom da, tot ce vom vorbi, rețete și tot, ne referim doar de la uleiurile de la doTERRA, care știm clar că sunt de grad terapeutic și atunci da, le putem folosi, sunt de la o anumită vârstă, le putem folosi intern. Dar este important să menționăm, vorbim de uleiurile pure, esențiale, de grad terapeutic de la doTERRA. Da. Deci nu... Mergem, uite, e 8 și un sfert, mai avem puțin, o să... acum să ne dați voie să vă facem o invitație. vă invităm în comunitatea noastră de uleioși. Poate sunteți la început, poate n-ați auzit de ele niciodată, poate acum auziți puțin. De aceea chiar vă invităm să îndrăzniți, vă invităm să vă deschideți, vă invităm să explorați. Probabil multă lume este și sceptică, dar să știți că scepticismul vine din faptul că nu cunoaștem încă. Noi toți suntem sceptici, noi toți am fost. De multe ori la început eram, wow, chiar funcționează. Deci este parte, noi putem să vă dăm informații, dar este și studiu personal. Așa că vă invităm în comunitatea noastră de uleioși și aici avem câteva mărturii, ce spun cei care au lucrat cu noi. Eu am și deosebită plăcere să lucrez inclusiv cu Andreea Marin, care este un ambasador al sănătății în general. Aveți aici câteva, o mărturie a ei și o mărturie a unei alte prietene, pentru că ceea ce e fain în doTERRA este că la început poate nu te cunoști, dar pe urmă faptul că noi facem educație, inclusiv pe Zoom-uri private, ajungi să te cunoști încât începi să numești prieteni și se pot naște prietenii pentru foarte mult timp. Foarte, foarte frumos. Mai ales când suntem unite pentru același scop suprem. Deci, eu acum vreau să-ți prezint și să-ți recomand cel mai iubit și mai folosit kit care există la doTERRA. Oamenii de știință și doctorii din spatele acestei companii l-au pus special împreună tocmai ca să ne fie de top 10 de prim ajutor în casa noastră. Și anume are un diffuser și are cele 10 uleiuri esențiale de bază de avut în casă. Toate uleiurile esențiale pe care noi vi le-am spus astăzi din rețete, cred că 90% fac parte din acest kit. Unele latuse, de exemplu cedru sau chiporosul, ele pot fi luate în timp separat, dar odată ce ai baza în casă, deja te poți juca. Există și înlocuitori, adică noi ne putem juca cu ele. Aceste uleiuri sunt la 15 ml, ajung o perioadă foarte bună de timp și sunt, ceea ce e magic este că toată familia le poate folosi, de la bebeluș până la bunică, doar diluțiile sunt diferite și atunci aici vine rolul, în momentul când pășiți în lumea asta frumoasă aromaterapie cu noi, noi vă luăm de mânuță și vă facem aceste training-uri care o să fie și personalizate.